Odată cu sărbătorile pascale, reprezentanții ANPC îndeamnă pe românii să nu cumpere ouă de la marginea drumului sau carne din portbagajul mașinii doar pentru că sunt mai ieftine, deoarece nu au garanția că produsele sunt de calitate. Totodată, inspectorii ANPC au făcut controle și au dat amenzi peste amenzi, însă în piață încă există produse neconforme. Chiar înainte de Paște, echipele de comisare ai ANPC au dispus controle în toată țara privind modul de comercializare a produselor specifice acestei perioade. Sunt verificate produsele de post, carnea, în special carne de miel, dar și ouă și cozonaci. În această situație, directorul ANPC, Paul Angel, vine cu un set de sfaturi pentru consumatori, printre care carnea de miel să nu fie cumpărată din locuri neautorizate sau de la portbagaj. Produsele preambalate care au un ambalaj deteriorat să nu fie achiziționate chiar dacă au preț redus. De asemenea, ouăle trebuie să aibă coaja intactă și să fie ținute în condiții de igienă. Cât despre cozonaci, aceștia trebuie să aibă etichetă cu ingredientele conținute, iar ambalajul să nu fie deteriorat. Și șeful ANPC, Horia Constantinescu, atrage atenția că vor fi menținute controlele în piețe și în marile magazine, iar amenziile vor fi pe măsură. Revenim în fiecare an cu tematici similare și în fiecare an constatăm că nu ne-am făcut înțeleși în anul precedent, lucrurile continuând, produse fără etichete, produse în afara termenului de durabilitate minimală, depozitări neconforme sau ustensile și echipamente neigienizate sau necorespunzătoare acestui proces tehnologic. Nu știm cum și probabil numai cu ajutorul dumneavoastră al presei vom putea transmite și celor care nu au putut fi verificați că suntem prezenți și nu ne știm să aplicăm sancțiuni.